Este injectivă? Nu. Păi, dar de la minus infinit până la 15-2. Păi, tocmai. Nu las pe X să ducă și partea cealaltă. Deci ramura asta nu este. Și atunci, paralel a dus în câte puncte tai? Tai în două? Dacă ramura asta nu mai există? Nu. Într-unul, păi, când tai într-unul, este injectivă. Da. Deci este injectivă. Dar surjectivă. Că e greșit, sunt la minusul pe 4 încolo. Da, este. Este și surjectivă și injectivă. Și la fel F2. F2, pentru că X încep la minusul pe 4, încep la 5 pe 2 încolo. Da? Și Y și la minusul pe 4 încolo, ramura asta nu există, atunci este și injectivă și surjectivă. Deci, iată, F1 și F2, spunem F1, F2, sunt restricții surjective și injective, sunt restricții surjective și injective, deci F1 și F2 sunt restricții bijective. Deci care sunt și surjective și injective, sunt bijective. Iată că funcția f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6 admite două restricții bijective, iar acestea sunt funcții inversabile. Da? Deci cele care sunt și bijective și surjective sunt f1, f2 sunt inversabile. O să discutăm ora care vine despre funcții inverse, care cum arată, care sunt legile lor, cum plecând la o funcție găsim inversa ei. Deci ne ducem în teritoriul acesta interesant ca să ne pregătim pentru ceea ce înseamnă perechi de funcții. Funcția radical, funcția putere, funcția logaritmică, funcția exponențială, funcția sinus cu arcsinus. Directe și inverse, directe și inverse. Să trecem în revistă perechi de funcții. Ne oprim aici, dar nu înainte de a face ce? Sinteza orei. Ia să vedem dacă am timp, dar trebuie să o fac altfel. Degeaba am. Să vedem, s-a făcut o oră. O oră și 11 minute. S-a dus o oră. Așa că s-o rup ea, dar o agăți acolo. Hei. Sinteza orei. Ce am făcut? Hai să vedem ce problemă am atacat. Monotonia funcției, da? Monotonia funcției din x1 mai mic ca x2 să reiese, ne interesează f de x1 minus f de x2 care, dacă e mai mic decât 0, rezultă mai mic decât 0, e strict. Crescătoare. Da, strict crescătoare. Și dacă e mare egal ca 0, e strict. Nu, nu strict. Dacă am și egal cu 0, nu mai pun strict, da? Da. E crescătoare. E crescătoare. Și F descrescătoare. Și am studiat aici funcția. A doua chestiune care am făcut-o. Graficul funcției de gradul 2. Nu? Graficul funcției de gradul 2. De grad 2. Și aici ce problemă am atacat? Am vorbit despre parabolă. Axa
de simetrie. Și aici am zis, dacă ai mai mare ca 0, IF admite cum arată când e pozitiv, cu acum e la noi. Admite un minim de coordonate minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Și dacă au e mai mic ca 0, F admite maxim de coordonate minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Apoi am vorbit aici 3 despre funcții injective definiția 1, definiția 2 des folosită în practică. Adică din x, din f de x1 egal cu f de x2 să rezulte în mod unic x1 egal cu x2. Da? Apoi definiția grafică paralel ăsta e cel mult un punct, da? Paralela la x, x prim taie graficul la x, x prim, prin punctele din cotomen, prin din codomeniu taie graficul în cel mult, în cel mult un punct. Să nu cumva stai în două. Cel mult un punct. Deci, definiția grafică a fost a treia, să zic așa. Apoi, funcții surjective. Da, surjective. Toți Y-ii fericiți, da? Da. Toți Y-ii fericiți. Fericiți. Toți Y-ii fericiți. Și adică, matematic, da. Oricare ar fi Y, dacă e fi definită pe A cu valori în B, oricare ar fi Y din B, să rezulte că există x din A așa încât y-ul acela este egal cu f de x-ul respectiv. Da? Subjectivitate. Și am vorbit de funcții funcții subjective injective. Bijective, pardon. Bijective. Echivalent surjective și injective. Da, subjective și injective. Ai și metoda grafică, să tai graficul în cel puțin un punct. O să mai reau data viitoare în lecția care urmează. Deci cam asta a fost monotonia, graficul unei funcții de gradul 2, funcții injective, surjective, bijective. Sigur, aprofundăm în lecția următoare această parte interesantă. Ne oprim aici.
La revedere, dragilor. Și nu uitați. De like și share. Nu am uitat, nu am le-am spus deloc, mă. Să știi că acum sunt de vacanță și nu mai au treabă. Nu mai dau like și share și sunt supărat pe ei. Dacă nici tu nu dai deloc, ce să-ți fac? Da.